Ca urmare a parteneriatului între Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv s-a lansat platforma online Sportul se joacă. Aceasta reprezintă o platformă educațională deschisă de alfabetizare în sport, joacă și mișcare. O platformă care promovează exerciții distractive fără a fi necesare resurse materiale speciale, cu scopul de a inspira adulții din țara noastră să se joace, dea sportul cu copiii. Programul își propune să promoveze sportul de masă, încurajându-i pe copii să facă mișcare. Astfel, copiii se pot juca de-a sportul în cadrul a 12 discipline incluse în programul olimpic: atletism, basket, biatlon, canotaj, gimnastică, handbal, judo, lupte, scrimă, tenis, tenis de masă și tir sportiv. Platforma Sportul se joacă este activă din data de 22 octombrie anul curent, iar pe site-ul www.sportulsejoacă.ro vor putea fi accesate 120 de clipuri cu diferite exerciții din cele 12 discipline sportive olimpice. Citez: sportul deține un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri. Prin intermediul platformei Sportul se joacă, în care sunt prezentate cele 12 discipline incluse în programul olimpic, elevii vor avea posibilitatea de a descoperi ce sport li se potrivește. Închei citatul, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării. O parte din marii campioni ai României s-au alăturat acestui proiect și au devenit ambasadori ai programului Sportul se joacă. Mihai Covali, Marian Drăgulescu, Alina Dumitru, Ana Maria Brânză, Paula Ivan, Eva Tovalfi, Mihaela Ștef, Laura Coman, Gianina Beleagă, Ionela Cosmiuc, Elisabeta Lipa, George Cozac și Răzvan Pârcălabu. Citez: Sportul se joacă este un program care va ajuta, în primul rând, prin ceea ce conține, un număr de peste 120 de exerciții, exerciții prin care copiii vor descoperi, practic, lumea minunată a sportului. Vor descoperi disciplinele olimpice și vor avea oportunitatea să aleagă ce îi atrage cel mai mult, ce li se potrivește și ce vor să practice mai departe. Închei citatul, a declarat Mihai Covaliul, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv din România.